Mă bucur, vă mulțumesc că ați dat un răspuns pozitiv invitației noastre de a veni la această la acest interviu improvizat. Am observat pe rețelele de socializare o discuție aprinsă vis-a-vis de evenimentul din 21 mai și în mare parte legat de remunerarea artiștilor care au evoluat la acest eveniment. În primul rând vreau să menționez importanța evenimentului din 21 mai, care a fost un eveniment extraordinar de valoros pentru parcursul european al Republicii Moldova. Astfel de evenimente fac parte din prioritățile guvernului. Acest eveniment nu a fost un eveniment politic în sensul dedicării lui unui partid politic, ci din contră a fost un eveniment susținut de toate partidele pro-europene. Deci a fost un eveniment organizat de guvern, de Cancelarea de Stat, la inițiativa doamnei președinte Maia Sandu. Evenimentul s-a desfășurat în baza dispoziției prim-ministrului, unde Ministerul Culturii a avut un rol important de îndeplinit în organizarea acestui eveniment. Vreau să mulțumesc tuturor artiștilor care au evoluat și să vin cu explicațiile de rigoare pentru toate întrebările care s-au adunat în acest sens. Da, suntem curioși cât s-a cheltuit și dacă sunt adevărate sumele din documentul care apără pe rețele. Deci, sumele sunt adevărate pentru că ele sunt bazate pe răspunsul nostru oferit acestei asociații care a publicat. Ceea ce ține de lista și atribuția unei sume către un artist sau altul, înțeleg că este o presupunere a dânșilor, pentru că noi nu am făcut public informația care ține de persoanele fizice sau persoanelor care au activat în bază de patentă sau și a persoanelor juridice, dar independente, SRL-urilor sau alte forme de organizație. Noi am făcut publice onorariile instituțiilor publice, hașurând informația despre artiștii privați, dar nu e greu de presupus cine și cât a primit, de aceea noi nu putem nici să confirmăm, nici să infirmăm adevărul expus sau poziția, informația expusă în acea scrisoare făcută publică sau acea schemă. Noi am transmis informația, iată, eu am aici cu mine scrisoarea, hașurând, de fapt, numele, pe când sumele sunt adevărate. Pe total, cât s-a cheltuit pentru evenimentul? Deci, evenimentul în sine a fost unul de amploare. Nu au fost doar cheltuieli pentru prestația artistică, au fost și alte cheltuieli incluse. Deci, suma totală, nu vreau să greșesc, a fost făcută publică, mai ales că informația privind organizarea acestui eveniment a fost comunicată transparent săptămânal de către Cancelarea de Stat, în briefinguri și în toată informația care a fost pusă la... Eu nu găsesc acum exact suma totală și nu vreau să greșesc exact în... Am văzut acolo cum de artiști au luat și suma de 100.000 de lei. De ce ați acceptat niște artiști atât de... Cum să spunem? Bun, haideți să luăm pe... Mie, în general, nu-mi place să ne uităm în buzunarul artistului, pentru că oricât de mult ar primi, oricum, valoarea artistului este mai mare și noi ar trebui să depunem eforturi ca artiștii noștri să aibă posibilitate să câștige mult mai mult prin creația lor și prin munca lor. De aceea, iată, acest eveniment în niciun fel nu s-a înscris, în primul rând, în activitatea de bază a artiștilor angajați în instituțiile publice
la autogestiune în care Ministerul Culturii este fondator. Deci nimeni n-a lucrat în baza salariului, măcar și din simplu motiv că acest eveniment s-a produs duminică, când era zi liberă pentru artiști, unul la mână și doi la mână acest program care a fost desfășurat în cadrul evenimentului a necesitat repetiții suplimentare, deci nu s-a mers pe un program existent care se dă în concertele comerciale a instituțiilor. De ce unele instituții au primit, dar cea mai frumoasă întrebare, care am văzut-o în comentariile pe rețele, de ce lăutarii au primit, de exemplu, suma de 100.000 de lei, iar corul radio-televiziunii doar suma de 5.000 de lei. Vreau să menționez faptul că, virgulă, corul radio-televiziunii de fapt a evoluat pro bono. Aceste 5.000 de lei nicicum nu înseamnă onorarul artiștilor. Acești 5.000 de lei sunt de fapt cheltuieli de transport. Pentru ca să nu vină corul cu troleibuzul, să vină cumva organizat cu un transport, cu costumele respective și înapoi să fie duși la bază, la sediu. Iată, pentru aceste nevoi, Moldova Concert, care a fost implementatorul acestui proiect, în baza unui contract negociat de ambele părți cu Teleradio Moldova, a achitat suma de 5.000 de lei. Dar și timpul scenic în care a evoluat corul a fost, de fapt, interpretarea unei singure piese. Este vorba de Oda Europei de Maestru Doga. Ei au repetat și au evoluat în scenă doar cu această piesă, care a durat 3-4 minute. Asta a fost toată prestația. Pe când lăutarii au avut o prestație de aproape 2 ore, cred că, în total. Dar și așa, noi vorbim de, în primul rând, noi vorbim de un colectiv de 33 de persoane, lăutarii, un program repetat special pentru acest eveniment și banii care nu îi primesc artiștii, deci acești bani îi primește instituția. Ceea ce înseamnă că 20% TVA automat din acești bani trebuie scăzuți. Și respectiv sumele care le vor primi din această 100.000 artiști propriu-zis sunt împărțit la 33, deci e vorba de, în cel mai bun caz, 1.000 de lei dacă va primi fiecare suplimentar la salariu de bază care este subvenționat de stat. Noi vorbim de instituția, mai bine zis, întreprinderea de stat, care acum este în proces de reorganizare în instituții publică la autogestiune, Moldova Concert. Lăutarii, brandul Lăutarii, sunt parte componentă a instituției Moldova Concert, care de fapt și este implementatorul, a fost implementatorul acestui proiect. Sumele care sunt indicate acolo au fost solicitate de către artiști? Deci, de către artiști au fost solicitate sumele acelor artiști care sunt hașurați. Aici, iarăși, avem diferențe. Deci, oamenii, persoanele fizice care au participat în acest concert, li s-a propus un onorar, să zic așa, mai întâlnit, mai comun, mai obișnuit. Pe de altă parte, noi avem și formații care prevede implicarea mai multor oameni, cu sonorizarea proprie, cu specificul propriu. Avem și formații sau artiști care dețin drepturi de autor și vreau să menționez faptul că respectarea dreptului de autor este lucru sfânt. La noi în țară arta nu aparține poporului, la noi în țară arta aparține deținătorilor de drepturi de autor legal, fie artiștilor propriu-zis, creatorilor, fie moștenitorilor acestor artiști. De aceea, atunci când noi ne bucurăm de cântecele patriotice compuse de autori de-ai noștri, compatrioți, 30 de ani în urmă,
Noi trebuie să ținem cont de faptul că acești artiști au acum moștenitori cu actele în regulă și, iată, dreptul de autor trebuie respectat atunci când noi vrem la un eveniment sau altul să folosim aceste piese. Deci, iată, în această ordine de idei se încadrează, de fapt, toate... Eu am să-mi pun ochelare, dacă nu vă supărați. Toate onorariile, pentru că, de fapt, au fost artiști care au evaluat pro bono. Deci, în această listă, n-ați văzut-o pe Valentina Naforniță și ea a evaluat în acest concert și dumneavoastră din start ne-a anunțat că renunță la orice onorar, pentru că pentru dumneavoastră este un act de civic important și face lucrul ăsta cu tot sufletul pro bono. Deci, noi n-am putut impune și nu vrem să impunem artiștilor participarea pro bono, dar, repet, toate onorarele care vor fi plătite, și aici trecem la următoarea întrebare, de fapt, din ce bani s-au făcut acest eveniment, s-au organizat. Deci toate onorarele au la baza lor atât bunul simț, cât și transparența, cât și legalitatea. Finanțarea acestui eveniment s-a produs din sursele Ministerului Culturii, dar cu remarca că noi nu am avut planificați pentru acest an acest eveniment în bugetul Ministerului Culturii. De aceea, atunci când a apărut această idee, această necesitate de a organiza evenimentul pro-european, ne-am adresat către guvern și am primit asigurarea că în procesul de rectificare a bugetului vom primi suplimentar pentru evenimentele culturale organizate de Ministerul Culturii. Iată că în urma ultimei rectificări care a avut loc acum, acești bani, nu doar acești, mai mulți, pentru că noi vom avea în continuare evenimente pro-europene pe care trebuie să le organizăm în acest an și noi suntem siguri că până la sfârșitul anului, în vederea demarării negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, vom avea motiv și obligația să organizăm evenimente culturale în susținerea acestui parcurs european și în sărbătorirea unor succese pe care, iată, suntem siguri că le vom obține. Deci, acești bani nu i-a primit încă nimeni. Iată, tot acel buget de aproape 5 milioane, că nu găsesc acum exact suma, cât a costat, să nu dau cifre greșite, acești bani încă nu au fost debursați și toți cei care au încheiat contracte, care au lucrat, care au livrat bunuri, cum ar fi drapelele, nimeni încă n-a primit niciun ban, pentru că rectificarea a durat și abia acum suntem, iată, ieri pare mi se că abia am început să semnez plățile către Moldova Concert pentru a-și onora obligațiunile. Și dacă tot sunteți aici, Curtea de Conturi a publicat analiza, raportul cu referire la datele financiare a Ministerului din 2022, a găsit câteva nereguli, cel puțin așa spun ei, de exemplu, nu a fost asigurată inventarierea, evaluarea, ori înregistrarea în evidența contabilă a monumentelor care fac parte din patrimoniul cultural național. Dacă ați făcut cunoștință cu acest raport, care e reacția Ministerului? Deci este un raport preliminar, da. Este un proiect, încă nu a fost adoptat și desigur am făcut cunoștință și desigur avem o reacție la acest raport. De ce la ce vă referiți dumneavoastră nu s-a făcut niciodată, timp de 30 de ani. Asta înseamnă toate bisericile din Republica Moldova, care nu doar trebuie luate la evidență în sensul aflării bisericii într-o localitate sau alta, nominalizării ei. Se dorește, de fapt, evaluarea valorii contabilicești acestui patrimoniu și luarea la evidență, propriu-zis, a patrimoniului de valoare. Lucru care trebuie făcut. Toate țările civilizate îl face.
De fapt, există deja aceste registre în țările dezvoltate. Noi abia ne apropiem de inițierea acestui proces. În acest sens, bineînțeles, Ministerul Culturii cu forțele proprii nu va face lucrul ăsta niciodată. În acest sens, noi reorganizăm, acum trece prin o reorganizare, Institutul Patrimoniului Cultural, care se va reorganiza în Institutul Patrimoniului Național. Această instituție va fi fortificată cu cadre și în sarcina ei va cădea, de fapt, evidența, documentarea, evaluarea, cercetarea, deci foarte, foarte multe atribuții și obligațiuni legate de patrimoniu. Cea mai importantă instituție a țării pe domeniul de patrimoniu, în scurt timp, va deveni Institutul Patrimoniului Național. Despre subvenționarea teatrelor, de exemplu, tot s-a discutat. Va exista un regulament, adică există un plan, care va fi diferența? Regulamentul este deja elaborat, el în scurt timp va intra în discuții publice. Suntem pe ultima sută de metri de ajustare a unor nuanțe, a unor momente mai specifice. Iarăși, sistemul moștenit prevedea principiul simplu: vă dăm cât avem, dar nu vă întrebăm ce faceți. Și iată, acest principiu cu care toți deja erau acomodați, este foarte greu să-l schimb, pentru că și deranjezi foarte multă lume și trezești nemulțumiri. Și, în genere, orice intervenție, orice reformă, deodată, poate că e și normal, este întâlnită cu multă suspiciune. Iată, ca să evităm lucrurile astea, noi nu am făcut schimbări peste noapte, rapide și categorice, pentru a nu, în primul rând, pentru a nu dăuna. De fapt, Ministerul, statul, nu plătește salarii artiștilor. Noi subvenționăm activitatea unor instituții în care suntem fondatori. Artiștii care nu sunt angajați în aceste instituții nu beneficiază de salarii de la stat. Iată, forma de această subvenționare va fi diferită. Vor fi patru categorii, deci aparte pentru salarii și impozite, pentru salarii, aparte pentru serviciile comunale și cheltuielile organizaționale, aparte pentru investițiile capitale și aparte pentru investițiile în creație, în montarea de spectacole, organizarea de concerte. Adică cumva aceste subvenții vor crește sau se vor micșora? Ele cresc de fiecare dată. În ultimii 2 ani aceste subvenții au crescut considerabil. În ultimii 2 ani, în actuala guvernare, aceste subvenții au crescut de la 156 de milioane de lei la moment la 227 de milioane de lei. Acum, ceea ce vom face noi, vom interveni la modul de subvenționare și de raportare. Pentru că pe noi ne interesează, în urma măririi subvenționării, trebuie să crească și efectul, impactul asupra societății a acestor evenimente culturale. Deci este o stradă cu dublu sens. Trebuie să creștem și subvenționarea, dar și responsabilitatea financiară și efectul care este livrat societății de către instituțiile de creație. Și ultima la acest subiect, acum se spune că în ultimii 5 ani, din cele 10 recomandări ale Curții de Conturi, doar una a fost îndeplinită totalmente. De ce lucrurile se mișcă atât de lent? Unde e problema? Problema este în capacitatea și viteza de reacție a funcționarilor publici. Ministerul Culturii, chiar dacă, iată, în curând împlinim 2 ani, este un minister absolut nou și toate serviciile, toată funcționalitatea trebuia reinventată din nou și puse pe roate. Tot ce am făcut noi în acești 2 ani, și lista este mare, am reușit să nu dăm în bară. Tot ce am făcut este bine făcut și are perspectivă de dezvoltare. Ne dorim o viteză mai mare, categoric.
Și deja am început să luăm această viteză, pentru că și statele Ministerului au crescut, dar lucrul cel mai important este organizarea subdiviziunilor instituțiilor de implementare a politicilor elaborate de minister. Pentru că nu ministerul trebuie să organizeze festivaluri, concerte, târguri de Crăciun, etc., etc. Ministerul trebuie să elaboreze politici. Dar în spatele ministerului trebuie să existe instituții publice care implementează aceste politici. Iată, noi vom avea o restructurare foarte clară pe domeniul patrimoniului, vom avea o restructurare pe domeniul artelor, relațiilor cu casele de cultură din toată țara, unde Ministerul Culturii nu are nicio atribuție, din păcate, și nu are nicio instrument de influențare. Noi vom fortifica Centrul de Creație Populară, vom crea, iată, cel mai sănătos model este Biblioteca Națională și Sistemul Biblioteconomic din țară. Aici trebuie să recunoaștem că am moștenit un sistem viu și după acest model vom construi și relația cu casele de cultură. Vom avea o instituție pe care teoretic vom putea o numi Casa de Cultură Națională, care va avea relații cu toate casele de cultură, vor organiza evenimente, vor duce lucrul necesar. Da, vă rog. O părere despre strada pietonală, dacă tot e construită ilegal, vă rog să ne spuneți care ar fi următorii pași, dacă, adică rămân lucrurile așa sau cum vor evolua lucrurile? Ministerul Culturii nu este procuratură. Ministerul Culturii nu este nici măcar agenție de arhitecți sau de urbaniști. Ministerul Culturii are niște funcții foarte clare pe care și le îndeplinește și le va fortifica. În subordinea Ministerului Culturii noi avem Agenția de Inspectare a Monumentelor și Agenția Națională Arheologică. Iată, aceste două agenții vor avea sarcina să monitorizeze, să documenteze și să protejeze, de fapt să intervină acolo unde monumentul istoric îi se poate produce o daună. Din păcate, în perioada anterioară guvernării actuale, Agenția de Inspectare a Monumentelor a fost practic distrusă. I s-au luat toate atribuțiile, deci nu este nici agent constatator, nici dreptul de inspecție, de fapt, i-a fost retras, atribuindu-se totul la AST. Și ne convingem, ne-am convins deja că AST-ul vechi este absolut, trezește o sumedenie de întrebări. Deci și Ministerul Dezvoltării Regionale a proces la reorganizarea acestei instituții. Noi vom fortifica și prin lege vom atribui sarcini și responsabilități Agenției de Inspectare a Monumentelor, care va putea să documenteze toate intervențiile neautorizate. Ceea ce ține de strada pietonală, repet, eu nu mă dau cu părerea vis-a-vis de bunul gust sau lipsa bunului gust, eu afirm și insist că toate lucrările care se fac acum în municipiul Chișinău sunt absolut ilegale. Nu au la bază niciun act emis de CNMI, de Ministerul Culturii, care ar permite eliberarea certificatului de urbanism și actelor permisive de construcție. Deci sunt niște improvizații făcute peste noapte. Noi la Ministerul Culturii n-am văzut niciun proiect, nicio inițiativă. Înțeleg că n-a fost discutat nici cu societatea civilă. Iată această abordare haiducească, o dorință din cele mai bune intenții, bineînțeles, dar dorința de a impresiona, ne trezim dimineața și vedem ceva extraordinar și apreciem marele haiduc al țării. Eu, noi la Ministerul Culturii și eu personal ca ministru, insist ca activitatea Consiliului Municipal, a primăriei și a domnului primar, să revină în albia legii.
E bună legea, e rea, ea trebuie respectată. Dacă nu e bună, avem toată puterea, toată deschiderea să auzim prin ce nu e bună și să intervenim, să o îmbunătățim. În acest sens, eu sunt recunoscător societății civile, presii, pentru faptul că este tratează cu atâta atenție cheltuirea banului public pentru evenimentele culturale. Și aș vrea să vă atenționez că banul public pe evenimente culturale se cheltuie foarte mult și de alte instituții ale puterii locale, de exemplu, aceleași primării a municipiului Chișinău, care sunt, salut foarte intenția dumnealor și sunt curios să aflu care au fost ideile și impactul cheltuirii banului public pentru concerte organizate în străinătate. Probabil că primăria municipiului Chișinău are un minister de externe. Îndemn să vă interesați în această instituție pretins transparentă, model de transparență, despre utilizarea banului public, despre onorariile care le primesc artiștii plecând peste hotare, pentru că, desigur, nici nu presupun că aceste concerte au tentă electorală, chiar dacă suntem în prag de alegeri locale. Dar totuși, de ce? Ce acțiuni de imagine a primăriei au loc la Barcelona sau la Viena sau la Milano sau unde au mai fost organizate? Probabil că turistice. Dar iată, Ministerul Culturii, care gestionează domeniul turismului, nu știe nimic despre aceste intenții și sunt curios, iată, să raportăm suma banilor publici cheltuiți pentru aceste concerte cu impactul turismului în municipiul Chișinău. Și despre strada 31 august, acolo unde e deja de jumătate de an, știm care este situația. Să ne spuneți dacă ați luat în considerare faptul să faceți echip cu primăria, cumva să accelereze lucrurile cu caldarânul și cu termometrie. Da, desigur, noi am organizat, avem o platformă comună, unde am invitat și reprezentanții primăriei și implementatorilor. Această platformă va fi deja permanentă, pentru că sunt discuții care trebuie să abordate în municipiul Chișinău, ținând cont de poziția tuturor părților interesate și implicate. Mă refer la autoritatea publică centrală, autoritatea publică locală, arhitecții, societatea civilă, investitorii. Dacă am scăpat pe cineva, îi invităm. Deci avem nevoie de o platformă unde se vor discuta cu cărțile deschise ce facem noi, ce se întâmplă cu noi, ce construim noi, de ce construim asta și nu altceva. Și aceste discuții trebuie să fie publice. Ele vor fi organizate atât în această sală, la Ministerul Culturii. Vom începe, nu știu, o dată pe lună, poate o să ajungem săptămânal să avem ședințe de acest fel. Pentru că întrebarea noastră este una simplă. Ce construim noi astăzi, ca peste 200 de ani, oamenii care vor trăi atunci, nepoții, strănepoții noștri, să spună nu vă atingeți de aceste clădiri, ele sunt de patrimoniu. Străbunii noștri din anul 2020-30 ne-au lăsat nouă aceste clădiri. Ele sunt valoroase. Iată ce construim noi. Și aici reglementarea are un rol esențial, pentru că noi trebuie să asigurăm condiții egale de concurență pentru investitori. În lipsa unui plan general de dezvoltare și unui plan zonal de dezvoltare, iată, în această apă tulbure de 30 de ani, șmecherii au știut foarte bine să ciupească cele mai gustoase, cele mai valoroase puncte ca să le transforme în beneficiu financiar, în exclusivitate financiară. Aceste apartamente nesfârșite cu etajare, supraetajare, care în momentul când vor fi populate, va fi o catastrofă pentru acest oraș, pentru că arterele nu permit un număr
atât de mare de mașini să vină într-un singur punct și plecarea lor de acolo. Asta e doar un singur aspect. Dar noi trebuie să asigurăm condiții egale pentru toți agenții economici, pentru ca concurența lor să fie loială și statul trebuie să asigure, în primul rând, respectarea legii. Și iată, respectarea legii este sfântă. Noi vom depune toate demersurile necesare, vom utiliza toate pârghiile ca să readucem activitatea primăriei în albia legală. Deja pedepsirea sau analiza și aprecierea unor acțiuni din trecut ține nu doar de Ministerul Culturii, noi vom face toate adresările, dar urmărirea penală ține de, totuși, de procuratură. Dar în Germania există limită. Acolo toate casele sunt la un nivel.